Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un concept important al nașterii Domnului Iisus Hristos, fenomenul, miracolul întrupării. De foarte multe ori atunci când vorbim despre minunile Domnului Iisus Hristos, vorbim despre vindecări, vorbim despre minunile pe care le-a făcut asupra persoanei sale, la schimbarea la față, minuni pe care le-a făcut asupra naturii, ne referim la minuni pe care le-a făcut în viața altor oameni până acolo că i-a înviat din morți. Însă nu știu de câte ori ne gândim cât de mare a fost miracolul întrupării. Ca Dumnezeu nevăzutul, Dumnezeu infinitul, Dumnezeu atotputernic, omniprezent, atotștiutor, să se înghesuie pe sine însuși în trupul unei fecioare, să crească exact ca un oricare alt copil, să se nască, să crească în înțelepciune, în cunoștință, să se încadreze în limitele noastre umane și în același timp să fie și să rămână Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Asta este un foarte mare miracol. Și să știți că lui Satan nu-i plac miracolele. Nu-i plac miracolele. De ce nu-i plac miracolele? Pentru că și el poate să facă miracole, dar mincinoase. Zice că puterile înșelătoare și mincinoase ale diavolului. În fața miracolelor, oamenii capitulează. Și spun, aici este mâna lui Dumnezeu, aici este glasul lui Dumnezeu. Iată de ce una dintre primele lovituri eretice împotriva doctrinei și învățăturii curate a Evangheliei a fost că Iisus nu a venit în trup. Atacă miracolul întrupării. Și apostolul Ioan spunea, mai întâi în Evanghelie, Cuvântul s-a făcut trup, trup real și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și apoi în 1-a epistola a lui Ioan, capitolul 4, versetul 2, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta, orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Tot acolo spune, Duhul care nu mărturisește că Iisus a venit în trup, este Duhul lui Anticrist. Este opusul lui Hristos, este dușmanul lui Hristos. Dragii mei, ceea ce proclamăm noi la sărbătoarea nașterii Domnului, la Crăciun, la Christmas, este mai mult decât un eveniment istoric. Este un eveniment de dimensiuni cosmice, de dimensiuni universale, dar de dimensiuni transcendente care pătrund în marea și tainica împărăția lui Dumnezeu. Mărturisim marele miracol al întrupării, că Iisus Hristos, Dumnezeu, a venit în trup. Și dacă a venit în trup și a trăit în trup, aș vrea să vă spun că Iisus Hristos a fost dovedit neprihănit în trup. Fratele pastor Adi mai devreme a vorbit despre motivul venirii Domnului în lume pentru ca să plătească prețul păcatelor, să rezolve problema păcatului. Ca să rezolve problema păcatului, trupul pe care avea să-l aducă ca jertfă trebuia să fie fără cusur. Și aici nu vorbim doar despre să aibă vederea perfectă, să n-aibă niciun fel de handicap,
să fie perfect din toate punctele de vedere. Știți că niciodată, și mi se pare foarte interesant, Scriptura nu vorbește despre înfățișarea trupească a Domnului Iisus Hristos, despre perfecțiunea Lui trupească, nu pentru că n-a avut-o, ci datorită faptului că nu pentru ca să fie cel mai frumos om care s-a născut vreodată pe pământ, a venit Domnul Iisus Hristos. Iată de ce nu avem nicio imagine a Lui. Scriptura nu descrie trăsăturile feței Lui. Nu vorbește despre înălțimea Lui, despre forma feței Lui. Nu vorbește despre culoarea părului Lui. Atunci când oamenii pictează, desenează, o fac din propria lor imaginație. Singura descriere a chipului Lui Hristos, din punct de vedere fizic, are de-a face cu imaginea crucii. Când este schimonosit, când este torturat, când corpul Lui este brăzdat de lovituri, plin de sânge. Dar mai este o descriere a ființei Lui. Și asta e din punct de vedere spiritual. Și anume, perfecțiunea Lui morală și spirituală. Și acum, când Dumnezeu a declarat despre Sine că este perfect, că este sfânt, că este moral, că e neprihănit, că nu are niciun fel de fals și de stricăciune în ființa Lui desăvârșită, Hristos a venit ca să demonstreze natura desăvârșită, perfectă în sfințenia Lui Dumnezeu, în trup. De această perfecțiune avea nevoie trupul Lui Hristos ca să poată fi adus ca jertfă. Putea să fie frumos, putea să fie mare, putea să iradieze fața, putea să arate ca un vis, ca un desen, ca o pictură, dacă în viața Lui s-ar fi găsit un păcat. El nu se califica să fie adus ca jertfă. Și atenție, ceea ce l-a calificat pe Hristos să fie declarat neprihănit, a fost dovedit neprihănit în Duhul, nu au fost declarațiile Lui, ci trăirea Lui. Le-a spus odinioară, dovediți-mă că am păcat. Dovediți că există ceva rău în mine. Și acum, Domnul Iisus Hristos a trăit în trup, Domnul Iisus Hristos a fost dovedit neprihănit în trup, dar Domnul Iisus Hristos a venit ca să alcătuiască un trup al Lui. În Coloseni 3,15 spune, pacea Lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Roman 12, versetele 4 și 5 spune că și după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate această slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. 1 Corinteni 12 13, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. În Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 52, ne se spune că Domnul își adună într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu. Și acum, e adevărat că experimentăm nașterea din nou atunci când suntem mântuiți. E adevărat că la convertire se schimbă natura noastră, se schimbă lăuntrul nostru, într-un mod supranatural, într-un mod tainic. Dar așa după cum Hristos, neprihănit în Duhul, a trebuit să vină să trăiască pe pământ în trup,
ca să demonstreze că declarațiile lui sunt autentice, că dacă a zis că e neprihănit, e neprihănit, că dacă a zis că e Dumnezeu desăvârșit, trăiește în mod desăvârșit. Tot așa și noi, trăind în trupurile acestea, ca mădulare ale trupului lui Hristos, trebuie să demonstrăm nașterea din nou în fiecare zi, în felul în care trăim. Ia ziți ce spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Dragii mei, Hristos și-a demonstrat desăvârșirea și neprihănirea lăuntrică prin felul în care a trăit în trupul acesta. Vă rog frumos să nu vă luați după oamenii care spun că este imposibil să trăiești neprihănirea lui Dumnezeu practic în fiecare zi, în modul în care trăiești, în modul în care vorbești, în modul în care umbli în fiecare zi. Faptele tale trebuie să demonstreze lucrul acesta. Pentru că numai așa se demonstrează nașterea din nou lăuntrică. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, cum poți să fii copilul lui Dumnezeu? Prin nașterea din nou devii copilul lui Dumnezeu. Stilul tău de viață trebuie să copieze practic trăirea Domnului Iisus. Iată de ce cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii vor fi judecați după faptele pe care le-au făcut pe când trăiau în trup. Una dintre cele mai nimicitoare erezii în vremea de astăzi este că neprihănirea lui Dumnezeu este imposibilă. Că neprihănirea lui Dumnezeu este o pretenție care nu poate fi îndeplinită în viața unui muritor. Și că noi, doar prin credința din inimă și doar prin ceea ce declarăm, trăim această neprihănire. Nu este adevărat. Așa după cum însuși Dumnezeu a venit și s-a expus pe sine în fața lumii și a zis: verificați-mă, evaluați-mă, observați felul meu de trăire. Și dacă aveți cu ce să mă condamnați, arătați-mă cu degetul. Tot așa și noi. Suntem o epistolă vie, deschisă și citită de toți oamenii. Astăzi, pe pământ, oamenii nu-L mai văd pe Domnul Iisus Hristos cum L-au văzut acum 2000 de ani, trăind în mijlocul lor plin de har și de adevăr și exprimând prin viața Lui neprihănirea lui Dumnezeu. Dar trupul lui Hristos n-a dispărut din lume. Este un trup fizic format din toate mădularele lui, din toată lumea, din toate neamurile, care, după cum Hristos a trăit în trup neprihănirea, și aceste mădulare trăiesc în trup neprihănirea lui Dumnezeu. A spune Merry Christmas sau Hristos a născut, a declara miracolul nașterii lui Hristos, avea bucuria Crăciunului în inima ta, nu înseamnă doar să-ți aduci aminte de marele miracol al întrupării Lui, ci de marele miracol al instaurării Lui în tine. Hristos în voi,
nădejdea slavei. Iată de ce, încheiind această seară, aș dori să sărbătorim nu numai întruparea Domnului Iisus Hristos acum 2000 de ani, ci realitatea întrupării Lui în viața fiecăruia dintre noi. Și nu numai de Crăciun, stimați frați și surori și dragi prieteni, ci în fiecare zi a vieții noastre până la capăt, să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Amin.